Eveniment unic în România, Biserica Neagră din Brașov, lăcaș de cult evanghelic, este prima instituție religioasă din țară în care oamenii pot fi imunizați împotriva COVID. Cele câteva sute de oameni care au dorit să fie vaccinați au fost întâmpinați cu un concert de orgă și au putut vizita gratuit biserica. Încântați de idee și poate și de muzică, localnicii și turiștii s-au așezat la rând încă de la ora 10 dimineața. Doritorii au avut de ales, vaccin Johnson & Johnson sau Pfizer. Cum vi se pare ideea să vă vaccineze tocmai aici? Păi chiar foarte bine. Special, e chiar un moment special, mai ales că avem și șansa de a vizita biserica. Trebuia să mă vaccinez miercuri și s-a amânat și cei de acolo mi-au spus că e caravană din asta aici. Este pentru prima dată în România când vaccinarea are loc într-un lăcaș de cult. În mod simbolic ne-am decis să deschidem biserica pentru această campanie de vaccinare, pentru a asocia în mintea credincioșilor de toate confesiunile faptul că atât slujbele religioase cât și propovăduria Evangheliei, Cuvântul lui Dumnezeu, se asociază mereu cu a face binele, a ajuta pe oameni. Iar locul nu a fost ales întâmplător. Biserica Neagră este unul dintre obiectivele principale ale Brașovului, un simbol al Brașovului. Mă bucur să văd că foarte mulți brașoveni și nu numai au trecut în această dimineață deja pragul Bisericii Negre, unde totodată se vor bucura de acordurile înălțătoare ale muzicii de orgă. Evenimentul care a avut loc la Biserica Neagră a durat numai o zi. Este cel de-al nouălea dintr-o serie de 10, început acum o lună. La maratonul Liber la Vaccinare, Liber la Viață, oamenii au fost imunizați în aeroport, la teatru, în piețe, la restaurant sau în locuri de joacă. Maratonul se va încheia săptămâna viitoare, atunci când caravana de vaccinare ajunge în Piața Sfatului.